Comisia Europeană propune ca părinții gay să fie recunoscuți ca atare în toate țările Uniunii, chiar și în cele unde căsătoriile între persoane de același sex nu sunt legale. Astfel s-ar clarifica problemele transfrontaliere care apar atunci când acești părinți sunt nevoiți să meargă cu copii într-o țară precum România, care nu îi recunoaște ca familie. Biserica Ortodoxă se opune vehement. Părerea românilor, în schimb, este împărțită. Odată părinte într-un stat membru UE, rămâi părinte în toate statele care fac parte din Uniune, spune Comisia Europeană, care a venit cu o propunere de recunoaștere a acestui drept, în așa fel încât copiii care au părinți de același sex să beneficieze de siguranță juridică. I will not rest when it comes to building a union of equality. A union where you can be who you are and love who you want. Without fear and recrimination. Dacă propunerea va deveni directivă, și România va trebui să aprobe calitatea de părinte în cazul cuplurilor gay cu copii. Vocea străzii e împărțită. Nu accept așa ceva. De ce? Și nu este bine, în general, să fie în același sex. Așa a lăsat Dumnezeu, fată și băiat. Fată, băiat? Ce fac cele două sexe identice? Nu pe bune acum. Un copil, dacă e orfan, ar trebui să fie crescut de către oricine, părerea mea. Nu am nicio părere, nu mi-am pus vreodată problema asta, nu cred că, personal, nu cred că m-ar deranja. Organizațiile care apără drepturile LGBT explică de ce este importantă reglementarea. Sunt situații în care cetățeni români au devenit părinți în alte state ale Uniunii Europene. Copilul, dacă dorește să vină în România, să cunoască familia extinsă, să se clarifice drepturi de succesiune, de întreținere și așa mai departe, procesele ulterioare sunt foarte costisitoare. Această propunere de regulament ar clarifica și simplifica lucrurile. Biserica Ortodoxă se opune categoric. Orice copil are nevoie aprofund firească de o mamă și un tată, nu de două mame sau doi tați, nu de un domn care să-și spună mamă, nici de o doamnă care să-și spună tată. Nici o decizie a Comisiei pe o temă legată de dreptul familiei nu poate contrazice sau sfida actele fundamentale ale unui stat, deci nu poate fi obligatorie, se arată în comunicatul instituției. România nu permite căsătoria între persoanele de același sex.